Consiliul Județean își menține poziția în ceea ce privește sprijinul financiar acordat nou promovatei Metalul Buzău. A fost stabilită și suma cu care forul va contribui la bugetul divizionarei C, 170.000 de lei. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, care a explicat că instituția pe care o conduce se va implica în susținerea clubului. Faptul că Metalul va fi ajutat de Consiliul Județean era cunoscut în oraș, singura enigmă fiind suma alocată echipei de fotbal. Echipa Metalul va fi finanțată legal, avem o sumă acordată pentru această secțiune, este vorba pentru secțiunea fotbal, de aproximativ, dacă rețin eu bine, 1.700.000, deci 170 de milioane de lei. Președintele Neagu a ținut să precizeze că finanțarea se va face transparent, respectând întocmai litera legii. Cel mai probabil, suma alocată Metalului Buzău va fi supusă votului într-o ședință ulterioară a Consiliului Județean. Ca să fim foarte clari, numai într-un cadru absolut legal, nu în spiritul legii, ci în litera legii. Sezonul trecut, Metalul Buzău a evoluat în Liga a 4-a, obținând promovarea într-un meci de baraj cu CSA Mara. Până acum, finanțarea clubului buzoian a fost exclusiv privată.